Hello! Am venit aici pe Story să povestesc cu voi despre ceva ce am povestit și mai demult. Nu știu dacă mai țineți minte sau câți ați văzut. Eu am optat acum ceva timp pentru toxină botulinică pentru că cumva moștenesc un ten cu riduri foarte adânci. Sunt riduri de expresie mai mult decât riduri de bătrânețe, dar și dacă ar fi de bătrânețe n-aș avea o problemă cu asta pentru că accept vârsta și mi-accept corpul așa cum e el. Doar că din cauza meseriei pe care o am, sau datorită, dar cred că din cauza de data asta, am considerat că această procedură este necesară pentru mine. Pentru că pe TV, în momentul în care pun foarte mult machiaj, ridurile se văd super accentuate și capăt 5 ani în plus. Și atunci am optat pentru această procedură la doamna dr. Monica Păun și am pus pe zona ochilor aici, evident ca să fie cumva echilibrată fața și conturată, am pus un punct și între sprâncene și în maseter. Dar în maseter am pus pentru că îmi doresc să nu mai scrâșnesc noaptea și evident pentru a-mi contura fața, pentru că fața mea este destul de pătrățoasă și atunci punând în maseter mă ajută foarte mult să se subțieze pe zona aceasta. Efectul o să-l văd în câteva zile. În story-ul următor o să vă pun toată procedura să vedeți cum a decurs la cât mai echilibrată partea de sus a feței cu cea inferioară și propriu zis o să injectăm zona maseterilor. Deci mă ajută și când pentru scrâșnești. Da, exact. Nu l-ați supărat-o.